Neața bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi facem o plimbare foarte, foarte interesantă la Bistrița, pentru că o să avem o căsuță la Târgul de Crăciun și o să vă arăt cum arată Târgul de Crăciun de la Bistrița. Așa că hai să mergem. Și ca de fiecare dată, trebuie să mergem cu mașina plină, cu bagaje, cu chestii pregătite pentru târg. Și ia uitați ce avem aici. Șura veche pentru Liviu. Pentru cei care vreți să gustați o bere bună artizanală, o să o găsiți la standul nostru, inclusiv lămpilele, găsiți de cumpărat ornamente și toate alte chestii pe aici. Dar o să vi le arăt acolo. Bineînțeles că nu am terminat de pus, avem aici chestii. Am fost ieri și la Jumbo, în București, am avut drum pe acolo, pe la minister, chestii, ceva întâlniri. Și am oprit și în Jumbo ca să facem frumoasă căsuță. Și o să vedeți că o să fie absolut superbă, pentru că avem câteva tururi pe care nu le are nimeni acolo în târg. Așa că musai trebuie să ne treceți pragul. Pentru că atunci când am sosit și am pregătit căsuța și toate cele, n-am reușit sub nicio formă să filmez, am zis că vin astăzi să vă arăt cum arată căsuța, cum arată Târgul de Crăciun, cum arată celelalte căsuțe, pentru că îi cred că unul dintre cei mai faini ani în care a fost amenajată Bistrița și arată absolut superb. Chiar lângă căsuța noastră o să avem și patinoarul, deci o să fie nebunie. Sper doar vremea să ne lase, că e un pic ploioasă și dacă nu plouă, o să ridic și drona să vedeți de sus cum arată. Acum mai am un pic de treabă la căsuță, mă duc să mai pregătesc niște chestii, după care, după ce se lasă seara, ridic camera și mergem prin Târgul de Crăciun de la Bistrița, ca să vedeți cum arată, pentru că e unul absolut deosebit.
Am plecat aseară de la târg și am fost mult prea obosit și fără chef și fără energie și acum îs în drum spre Cluj și plouă afară foarte, foarte urât. Din păcate, sper până după masă să se oprească și să putem deschide iar căsuța. Acum să vă zic despre târgul de Crăciun de la Bistrița. Cred că, cum mai menționam, e unul dintre cele mai frumoase amenajate pentru Bistrița până acum. Evident că are foarte multe probleme, faptul că doar în zona centrală îi luminată și pe margini și în rest nu-i nimic amenajat în așa mai deosebit. Sunt doar câteva ghirlande și cam atât. Dar zona centrală chiar arată drăguț și bradul de Crăciun care e superb. Deci merită să veniți și să vedeți ce e pe acolo. Sunt foarte multe căsuțe cu foarte multe produse, în principal brânzeturi și cărnuri, care sunt foarte bune, sunt produse locale. Inclusiv produse de patiserie sunt chiar în căsuța noastră în fiecare sâmbătă, unde vine doamna Ban și aduce tot fel de plăcinte, cozonaci, pâine și alte nebuneli extraordinar de bune. Noi suntem cu căsuța la târgul de Crăciun pentru că am zis că vrem să promovăm Mocănița și ce facem noi pe acolo, astfel încât să putem să schimbăm cât mai multe traverse și să ducem cât mai departe proiectul ăsta. Cu mare bucurie ni s-au alăturat în proiectele astea producătorii locali. Sinelli, care are produse lactale care sunt absolut demențiale, trebuie să le încercați, pentru că mai rar așa ceva, cașcavalul ăla, doamne, și acum visez la el. Cele două crame, crama Țaic și crama Valea Ascunsă, pe care le știți deja și cunoașteți vinurile care sunt extraordinar de bune. Simis, care produce ulei din semințe de dovleac și am aici și un produs de-al lor, îi făină din semințe de dovleac și bineînțeles și uleiul, care îi nemaipomenit. Deci e foarte, foarte sănătos. Și în combinație cu sosul de rodie, e demențial în salată. Deci trebuie să-l încercați pentru că combinația asta e absolut superbă. Pentru prima dată când am început și eu să agrez salatele, că până acum eram, vai, capul meu, nu mâncam salate. Dar de când am descoperit combinația asta, e nebunie. Îi dă un gust absolut spectaculos. Și bineînțeles că găsiți și bilete la Teaca Summer Party, tot la noi în căsuță. Acolo o să vedeți party-urile pe care le fac ei timp de 4 zile în fiecare vară. Și bineînțeles că locația e frumoasă. Și pe lângă toate astea avem și produse de mocăniță pe care le avem noi de obicei la evenimente. Magnezi, brelocuri, lămpi, cutii de vinuri și alte cele. Dar bineînțeles că nu puteau lipsi și berile lui Liviu și produsele pe care le fac eu, ornamentele de Crăciun și lămpile, că și lămpile sunt făcute de mine. Deci puteți să ne treceți pragul pentru că e un târg foarte drăguț și găsiți produse extraordinar de bune. Adică eu sunt foarte plăcut surprins și asta pentru că îmi place să mănânc produse de calitate. Adică dacă tot vă plângeți de supermarketurile astea, că vai, că ce fac ele, că profiturile, că alea, că unde se duc profiturile, că despre ce și cum, nu, fraților, cumpărați produse locale. Produse făcute de oameni pe care voi cunoașteți sau sunt în apropierea voastră. Știu, e mai greu un pic să te duci să le cauți ca să poți să ai parte de produsele respective, dar merită cu vârf și îndesat. Da, sunt și un pic mai scumpe, dar mult mai calitative și nu trebuie să mai mănânci atât de mult. Deci recomand produsele locale, mergeți să le căutați pentru că vă fac mult mai mult bine și susțineți și oamenii din zonă. Doar așa putem crește o concurență mai mare și să avem produse mai calitative.
pentru că altfel o să meargă banii în altă parte. Dacă voi credeți că e varianta simplă să mergeți să stați două ceasuri, să umpleți două, trei coșuri și după aceea să mergeți spre casă, este decât alegerea voastră. Dar ar fi frumos să avem grijă de producătorii locali și să nu mai deplângem situația și starea în care ne aflăm. Pentru că totul ține de noi și doar de noi, cum ne comportăm și ce alegem să facem în direcția asta. Trebuia să mai menționez și de campania Adopt o Traversă. După cum ziceam, toate fondurile pe care noi le adunăm din căsuță merg către schimbatul traverselor, mă rog, achiziția traverselor și ulterior schimbatul traverselor, tot e pe bază de voluntariat, așa că vă încurajăm să ne susțineți și puteți și adopta o traversă. Aveți link-ul în descriere cu link către campania noastră și noi sperăm ca în 2024 să-i dăm drumul la tren și să ne bucurăm împreună de ce înseamnă Mocănița. Eu vă mulțumesc, mă pornesc înspre Cluj acum, pentru că e o vreme tare dubașă și vreau să mă duc mai lejer. Și ne vedem într-un nou vlog. Dar înainte de asta, dați un like și un share și abonați-vă. Ne vedem!